Salut per aici. Foarte multă lume în ultima vreme am senzația că se sperie foarte tare de consecințe și își dorește doar beneficii. Și -am să spun de ce asta e o mare problemă, pentru că de foarte multe ori, atunci când ne dorim ceva, ne-am dorit să, să nu riscăm nimic și să obținem beneficiile muncii respective, nu sau a fructul, să spunem, a, respectiv, pe care noi le dorim, să culegem roadele, da? Și atunci pretenția sună ceva de genul acesta. Mi-aș dori să am o familie frumoasă, dar aș vrea să fie cu cineva potrivit din prima. Adică aș vrea să întâlnesc pe cineva care este foarte potrivit. Nu mai vreau să sufăr, nu mai vreau să mă cert, nu mai vreau să iau conflicte, vreau să fie cineva potrivit. Asta îmi sună exact așa. Vreau beneficiile unei relații, dar nu vreau potențialele conflicte, potențialele consecințe, nu vreau să explorez, nu vreau să risc. Dar vreau beneficiu și nu se poate, în, via în, viață nu există așa ceva. Foarte mulți oameni spun, vreau să fac alegerea corectă. Ajută-mă pe să fac alegerea corectă. Cum aleg corect? Care e calea cea bună? Și eu tot timpul încerc să spun, nu există calea bună sau rea, există calea asumată sau neasumată. În asta constă problema. Și aici, ce înseamnă asumat? Că din nou e un clișeu, toată lumea aude de decât chestia asta. Hai să fim asumați, mi asum, îmi asum responsabilitatea. Ce înseamnă asta? Pe ceva foarte simplu înseamnă. Când îți asum responsabilitatea, înseamnă că ești dispus să plătești prețul și -ți consecințele, să-ți asumi și consecințele negative ale, 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 ale alegerii tale, da? Nu doar beneficiile, asta e tot. Pentru că atunci când spunem vreau să fac alegerea corectă, ce spui tu, de fapt, este vreau să fac alegerea bună cu risc zero, să-mi iasă din primă, să nu risc nicio consecință negativă. Dar nu se poate. De, atunci, de aceea nu există cale bună sau ci există cale asumată sau nu, de exemplu. Ești cu mașina pe autostradă și limita de viteză e 100 de km pe oră. Și tu ai o mașină puternică și spui, mi-ar plăcea liber drumul, mi-ar să merg cu 150 sau cu 200. Să văd cum e, cum merge mașina mea. Care e alegerea bună sau rea în chestia asta? Pe există alegerea asumată sau neasumată. Ce înseamnă neasumat? Înseamnă să mergi cu 180 sau 200, să te oprească poliția, să-ți dea amendă și tu să spui, domnule, dar nu e adevărat, dar domnule, nu se poate, dar știți că să încep să să te cer, să te scuzi, să-ți să pară rău. Asta înseamnă că ai fost neasumat, asta înseamnă imaturitate emoțională. Asta înseamnă gândire de copil naiv. Asumat ce înseamnă? M-am riscat, m-am și distrat, mi-a plăcut foarte mult, am băgat 200, mi-am luat o amendă și super ok totul. Mi-am asumat chestia asta. Era fain să nu mă prindă, dar m am prins și am plătit amenda. E, în relații, în business, în sănătate, în orice, Exact așa este. Un om matur și asumă și consecințele. Poate iese bine, poate iese mai puțin bine, dar ți-ai asumat consecințele. Cine spune vreau calea corectă din prima, a pornit cu stângul din prima. Pentru că are niște așteptări naive de copil că poate să obțină ceva bun fără să-și asume un risc. Nu există așa ceva. Deci, de acum încolo, gândește-te ce care ești dispus să-ți asum? care sunt consecințele pe care ești dispus să-ți le asumi. De exemplu, relația relație de cuplu întâlnești pe cineva nou, pare interesant, ești atras, atrasă, nu? Ok, poate este o relație, o familie, poate nu. Ce înseamnă să-ți asumi? Înseamnă că mi-asum, îmi deschid inima, trăiesc relația asta cât de bine pot și sper să iasă bine, dar dacă nu iese bine, sunt dispus să mă gândesc, ok, a fost o experiență, ne-am simțit bine cât s-a putut și s-a terminat îmi asum că există și posibilitatea asta îmi asum că există și uh, riscul acesta, asta înseamnă maturitate și de, o să observ că deciziile devin mult mai ușor de luat așa pentru că adevărul e că nimeni nu poate să știe care e cea mai bun, cel mai bun deznodământ pentru tine și plus de multe ori ce îți dorești tu nu este neapărat cel mai bun lucru pentru tine nu? tu îți dorești ceva dar de fapt ce ai nevoie cu totul altceva, deci mai lasă și viața să te îndrume, să te împingă ce părere ai despre această schimbare de perspectivă, nu? Decizii asumate și neasumate, în loc de care e decizia bună și aia greșită. Da? Lasă-mi uh, un, un coment sau scrie la pera Rond personalitatealfa.com uh, despre părerea ta, opinia ta și cum uh, cum e tu decizii dacă ai ajuns la partea asta cu asumat, neasumat sau în continuare cauți ce e potrivit, partenerul potrivit, business potrivit, alegerile potrivite. Mersi mult! Ceau, ceau!